Rugăciunea adevărată nu înseamnă altceva decât a-l iubi pe Dumnezeu. Rugăciunea nu devine puternică printr-o mulțime de cuvinte. Căci Dumnezeu cunoaște simțămintele tale cele mai adânci, înainte să le rostești. Adevărata rugăciune vine din Duh. Te rogi numai pentru ceea ce dorești realmente. Dacă nu vezi ce dorești în adâncul inimii tale, atunci rugăciunea ta este falsă. Ți-ai putea petrece zile întregi rugându-te. Dar dacă nu te rogi din dorințele tale cele mai adânci, cele mai intime, atunci nu te rogi. Te rogi fără încetare când în inima ta există iubire adevărată și când acolo e o dorință născută din Dumnezeu. Dragostea ascunsă în adâncimile duhului se roagă continuu, chiar și atunci când mintea ta e nevoită să se ocupe cu altceva. Dragostea îi cere lui Dumnezeu să-ți dea ceea ce ai nevoie și să privească la sinceritatea ta, dincolo de slăbiciunea ta omenească. Dragostea lui Dumnezeu din tine șterge chiar și cele mai neînsemnate defecte și te purifică, asemenea unui foc mistuitor. Duhul din tine cere toate lucrurile după voia lui Dumnezeu. Chiar și atunci când ești ocupat cu lucrurile exterioare, există întotdeauna un foc arzând neîncetat în tine. Acest foc, ce nu poate fi stins, stârnește o rugăciune tainică, asemenea unei lămpi care arde într-una înaintea tronului lui Dumnezeu. Adormisem, dar inima învegea. Sunt două lucruri care te pot ajuta să minți acest duh de rugăciune. Timpul regulat pus deoparte ca să fii cu Dumnezeu, și revenirea la Dumnezeu cât de mult poți de-a lungul zilei stai departe de oamenii care te distrag prea mult sau care îți ațâță patimile. Primul rod al iubirii sincere pentru Dumnezeu este dorința fierbinte de a face tot ce-ți stă în putință ca să-i fi plăcut prea iubitului tău. A face mai puțin de atât înseamnă să te iubești pe tine mai presus de Dumnezeu. Ferească Dumnezeu! Oricât te-ar costa, trebuie să fii dispus să faci fără rezerve tot ceea ce El îți cere. Fă ce trebuie făcut înainte să ieși să te simți bine. Oamenii care își neglijează îndatoririle, sub pretextul de a petrece mai mult timp cu Dumnezeu, se înșală singuri. Nu vei ajunge mai aproape de Dumnezeu fiind irresponsabil și numind această purtare spirituală. Unirea reală cu Dumnezeu înseamnă să faci tot ceea ce Dumnezeu cere de la tine indiferent de ce simți. Ai grijă să-ți faci timp pentru Dumnezeu. Cei care sunt în poziții importante sunt deseori ocupați și vor fi tentați să lase pe ultimul loc timpul părtășiei cu Dumnezeu. Dar știi ce se întâmplă? Nu vei avea niciodată timp pentru Dumnezeu. Fi ferm cu tine însuți. Nu lăsa harababura zilei să elimine timpul tău cu Dumnezeu. Poate sună prea dur, dar în curând te vei prăbuși dacă nu asculți ce am spus despre acest lucru.